trebuie să întoarci, ei nu au avut cine să facă. Și atunci se dă peste cap planul lor, prin faptul că ați trimis oameni acasă în seara de 6 aprilie. Au vandalizat, m-au izolat, așa, dar în vremea aceasta când unul din ei în civil, totul poliții, dar îmbrăcat în ce. Mă țineau aici de vorbă, căutau să afle dacă eu știu ceva despre Enadi Brenă, dar în vremea asta am simțit cum prin toate camerele, prin, pe afară, căutau și mi-am făcut percheziții, m-am întors casa așa cu fundul în sus, peste tot. Și am vrut să văd ce se întâmplă. Și nu mi-am dat voie. M-am dus și nu mi-am dat voie. A fost stresant pe 7 aprilie. Am pornit ca...